găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție, Timpul să vorbim. Doamnelor și domnilor, chiar dacă elevii sunt în vacanță, trebuie să vorbim, e timpul să vorbim despre ei, despre școală, despre dascăli, despre învățământul giurgiuvean în general, care nu avem semnale că s-a ridicat, dar cine știe ce se va întâmpla, pentru că avem o stabilitate, cel puțin avem inspector general școlar. Este vorba despre invitatul meu din această seară, domnul Gigi Oprișan. Bună seara! Bună seara. Mulțumesc că ați acceptat invitația la emisiune. Era cazul, veniți după un interimat de... Aproape un an. Aproape un an de interimat. Păi, să începem așa. Ați ocupat funcția de inspector școlar general în perioada mai 2009, octombrie 2009. Apoi, iunie 2012, august 2012, inspector școlar general adjunct. Adjunct, da. Da. 2014, mai 2015, apoi după concurs. Martie, da. Da. Ați fost instalat definitiv pe mandat de 4 ani, da, în funcția de inspector școlar general. Iată, am colegii mei din regie au titrat pe ecran, inspectorul școlar general vă răspunde. Aveți de răspuns la niște întrebări și telespectatorii noștri probabil că au multe întrebări pentru dumneavoastră, mai ales în contextul celor întâmplate în ultima vreme și dacă nu am auzit de cine știe ce reglementări în învățământ, dacă nu am auzit de o simplificare a materiei, ci programelor școlare. Am auzit de scandal, am auzit de un scandal la Cluj care pe mine, și nu doar pe mine, dar vorbesc în numele meu acum, m-a marcat și mă îndeamnă la o circumspecție. Nu că n-aș fi fost, dar este siderant ce s-a întâmplat la Cluj. O să discutăm și despre asta. Ne întoarcem la ce am spus mai devreme, la nivelul învățământului giurgiuvean. Ați spus, ați afirmat, nu vă puteți asuma faptul că suntem în coada clasamentului, ultimii 5. Nu vă puteți asuma pentru că ați fost în această perioadă. Da, așa, dumneavoastră aveți dreptate, ne aflăm în coada clasamentului, dar... Există un dar? Dar, da, întotdeauna există un dar. În viitorul apropiat și cu măsurile pe care le vom lua, sperăm că învățământul giurgiuvean își va reveni, dar nu este o problemă care se va rezolva în câteva luni, în câteva zile. Este o problemă care se rezolvă în ani și cu o muncă susținută din partea colegilor mei, din partea mea. Vă întrerup. Da, spuneți. Vă întrerup când am spus ultimii 5, ne-am referit mai mult la rezultatele de la bacalaureat. Da, vă referiți la acum rezultatele de la bacalaureat, da, dar să știți că pe lângă rezultatele acestea care dumneavoastră și e adevărat, sunt slăbuțe, avem și performanțe. Vreau să... E bine să le amintim, sigur că da. Da, sigur, în atenția dumneavoastră, că nu mai târziu decât săptămâna trecută, la concursul național Made for Europe, școala gimnazială numărul 7 Giurgiu a câștigat un onorant loc întâi pentru județul Giurgiu, cu o lucrare care face parte dintr-un proiect european. Vreau să spun că este extrem de onorant pentru noi. Giurgiu, apărând ca un județ bun, cu performanțe la acest nivel deosebite, și îi felicit pe cei de la școala 7 pentru munca susținută și pentru realizările dumnealor.
ne-ați spus despre această performanță. Haideți să detaliem puțin, să vedem despre ce e vorba. Da, școala gimnazială numărul 7 desfășoară de aproape 3 ani un proiect european cu mai multe țări din din Europa. Încerc scuze pentru... Nu-i nimic. Această asociere nefericită de cuvinte, un proiect european cu mai multe țări din Europa. Păi, dar, până la urmă, asta este. Bun. Iar ei au participat la acest proiect european cu tradiții și obiceiuri din România, făcând un schimb intercultural cu țările europene pe acest domeniu. Da, Școala 7 are o preocupare, știu. Am și vorbit aici, am avut două doamne profesor în platou, în platoul Audiența, și ne-au povestit câte ceva. Sunt importante aceste proiecte, însă înainte de orice așteptăm, eu mă confrunt cu problemele părintelui. Cu problemele părintelui de copil în clasa a patra, cu o materie extrem de complicată și hai să mă refer strict la matematică, ca și jurnalist care jurnalist informat, pentru că știți cum e, până la urmă nici nu trebuie să fii jurnalist să știi o mulțime de lucruri. Dacă vă așezați la poarta școlii sau acolo unde există un grup de părinți, da, nu v-ar plăcea ce auziți. Mai mult de atât, se creează adevărate cercuri de matematică între părinți. Sunt probleme la clasa a patra care ar lăsa, ar ridica probleme, mă repet, da? Și unui cunoscător, unui profesor de matematică. Da. Probleme de logică, asta extrapolând puțin discuția noastră. Și aici mă întorc la sistemul de învățământ. Trebuie să avem un sistem de învățământ atractiv, pentru că... Nu, cu siguranță. Sistemul de învățământ trebuie să fie un sistem în care copilul să participe cu plăcere, să meargă la școală să învețe lucruri noi, să se întâlnească cu oameni de la care să învețe lucruri care îi vor folosi mai târziu în viață. De asemenea, vreau să spun că aveți dreptate privind programele școlare. A existat o perioadă în anii 96-97 în care programele școlare care au fost actualizate atunci la vremea aceea erau plătite pentru autori la pagină. Și probabil mă gândesc că din acest motiv au apărut niște programe foarte stufoase cu foarte multe cunoștințe. Deci care în ce an ați spus? 96-97 atunci, în acea perioadă. Pentru că atâția ani, atâția miniștri ai educației, atâtea guvernări. Chiar nu s-a gândit nimeni. Ele s-au mai simplificat între timp, dar scoțând două pagini de aici, două pagini de acolo, de la sutele de pagini care erau, încă probabil că mai trebuie să mai scoatem câteva zeci sau poate sute de pagini ca să ajungem acolo unde... Manuale alternative. Da? Manuale alternative. Culegeri. Eu știu că am învățat după un manual de matematică și o culegere. Da, a fost o perioadă în care erau la un moment dat chiar șapte... Tot ca mine și sigur esențialul nu l-am uitat. Dar să știți că tot din motivul ăsta, pentru că și manualele erau plătite tot la pagină. Și atunci apăreau manuale de 200, 300 și ceva de pagini, dar în momentul ăsta, după cum știți, nu există acum decât două manuale pentru clasa întâi, două manuale pentru clasa a doua și în curând vor exista două manuale pentru fiecare an de studiu. Da, până la urmă, dacă sunt plătiți tot la pagină... Nu, s-au schimbat lucrurile, nu mai e așa. A fost atunci o perioadă nefericită. A experimentat și România această problemă și a trecut peste ea, bineînțeles. Și știți de ce vă spun? Pentru că, din păcate pentru copiii noștri, în momentul în care copilul îți spune din clasa a doua
Mie nu îmi place matematica. Eu îl văd ca pierdut. Vă dați sunt seama. Sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că foarte multe lucruri din acest din această programă sunt teoretizate exagerat. Ele nu sunt legate de practică și de aceea la o anumită vârstă sunt foarte greu de perceput de către copii. Nu au și de... corespondent, nu își găsesc corespondentul. Așa, aveți dreptate. Și îi îngreunează inclusiv sarcina celui care predă. Bineînțeles, dar există preocupare la nivelul Ministerului Educației de simplificarea acestor programe și inclusiv de legarea... ministrul a afirmat acest lucru, președintele și, României sigur. A spus că dorește învățământ ca în Germania. Știu cum este Bine. Învățământul în Germania. Să dea Dumnezeu să fie așa, dar până una alta n-am auzit nimic în acest ideea sens. Ideea e că noi ne dorim un învățământ ca în România. Nu vrem nici ca în Germania, nici ca în Franța. Nu știu, dacă vine vorba de învățământ... știu cum este și cel din Anglia și da, avem nevoie de modele. Dacă nu, modelul avem din nevoie. Comunism, domnule inspector general. E pentru adevărat. Că atunci învățam. E adevărat. Și nu sub imperiul fricii, nu. Așa cum nu. Încearcă mulți să sugereze. Așa este adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar modelul din comunism, eu cred că în momentul ăsta nu se mai potrivește, pentru că societatea a evoluat, este o altă societate, altele sunt posibilitățile, altele sunt oportunitățile, iar un sistem de acum 25 de ani, cel mai devreme, nu se mai potrivește acum. Da, dar vedeți că sistemul actual este sprijinit de sistemul de acum 20 de ani. Noi suntem produsul sistemului de acum 25 de ani. Este... Noi suntem produsul și până una alta suntem oamenii de bază ai societății. Păi, dacă privim în perspectivă, ce părere aveți? Cât de optimist sunteți? Eu sunt foarte optimist și mai ales că cunoscând copiii noștri, pentru că și eu am da, sigur. Un copil care este în momentul ăsta în sistemul de învățământ, eu cred că sunt mult mai capabili decât noi. Sunt. Mult mai deschiși și vor fi mult mai performanți. Dar nu credeți că îi sufocăm? Că sunt sufocați, nu-i sufocăm noi. Noi părinții să știți că avem la un moment dat așa, o grijă exagerată și vrem ca totul să fie nemaipomenit și extraordinar de bine în opinia noastră. Nu. Dar la un moment dat, e adevărat, îi sufocăm pe copii. Îi sufocăm și vă întreb acum, nu știu, dacă doriți să răspundeți, dacă nu, chiar n-am să mă supăr, cât din materie, sau cu aproximație, cât din materie folosește într-adevăr elevului? Nu știu să spun un procent cât ar putea să folosească, dar în principiu niciodată, și asta este dovedit științific, că din ce înveți la școală nu aplici 100% ce ai învățat. Da, sunt multe lucruri cu sunt care multe, teoretice. Nu spun câteva, sunt multe da. Cu care nu se vor reîntâlni, exact cum am spus mai devreme, nu-și găsesc corespondentul vreodată în viață. Iată, cineva spune, gura târgului vorbește că se emit alte manuale. Da, manualele pentru clasa 1, cele care au fost... scoase pe piață în toamna anului trecut, vor fi retrase, dar nu din cauza că nu sunt conforme cu programa sau că au anumite defecte, ci pentru că există, atunci a existat la momentul ăla, o problemă privind licitația pentru tipărirea manualelor și de aceea vor fi retrase. Da, vorbeam de sistemul de învățământ atractiv atât pentru elevi și deopotrivă și pentru cadrele didactice. Cum ar trebui, din punctul dumneavoastră de vedere, să aici mi-ați ridicat mingea la fileu și vreau să spun că principala problemă a învățământului românesc și a învățământului giurgiuvean în particular este că învățământul se desfășoară în două schimburi. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că, așa cum știți dumneavoastră, în general, învățământul primar învață dimineață, un program 8-12, 8-13, iar învățământul gimnazial, după amiaza, în cele mai multe cazuri, de la 13 la 16, de la 13 la 18, ceea ce nu este un program normal, niciunde, din ce știu eu, în Europa nu se desfășoară în felul ăsta, pentru că performanțele maxime ale organismului uman, sigur, în prima parte a zilei, în general, între orele 9 și 12.
da. În general. Bine, este extrem de interesant ceea ce ați spus dumneavoastră, nu știu, este punctul dumneavoastră de vedere. Este punctul meu de vedere. Așa. Și mă voi lupta în mandatul ăsta de 4 ani pe care l-am, serios, și da, mi-am propus să facem astfel încât majoritatea școlilor, nu spun în toate pentru că deja ar fi prea mult, să se desfășoare învățământul în program simultan ciclul 1 și ciclul 2? Într-un 2? Singur schimb. Dimineață. Păi unde? Păi asta e problema. Și în exercițiul acesta financiar al Uniunii Europene între 2015-2020 există programul PORT pentru dezvoltarea infrastructurii, în care primăriile din fiecare oraș, fiecare comună pot accesa fonduri pentru școli, pentru reabilitare și chiar pentru extindere și chiar construcție. Nu e complicat, e ușor de accesat și mai ales că primăriile sunt eligibile în aceste situații. Or fi. Da, aștept să văd. Aștept să văd că multe. E simplu de spus. Facem proiecte, proiectele sunt ușor de... Nu. Nu, trebuie să se și vrea. Trebuie să se... Au fost multe oportunități ratate. Ratate. Și cred că nu există domeniu să nu aibă un corespondent în palierul acesta de proiecte. Bine, acum din greșeli învăț. Dar, da. Păi, da, asta cu ciclul 1, ciclul 2, să învețe simultan, mi se pare, sincer, știți de ce? Am rezerve. Nu, dar hai să vă spun de ce. Și de ce, în opinia mea, lucrurile astea ar putea să meargă așa. Pentru că dimineața se desfășoară programul normal de învățământ unde se predau orele clasice de predare, iar după amiaza se pot susține foarte multe activități extracurriculare și extrașcolare. Păi, aveți dreptate, da. Ați văzut. Și avem exemplul, pot să vă dau un exemplu acum, școala gimnazială numărul 10 are pentru elevii săi din ciclu primar, după amiaza, un program after school în care copiii din medii dezavantajate merg și servesc masa, își fac temele, iar la sfârșitul programului, ora 16-17, merg acasă foarte liniștiți și cu temele făcute. Și... Da, este o idee foarte bună și ar merge aplicat nu doar pe categoria defavorizată. Nu pentru că mai ales că ați văzut, au înflorit foarte mult. Oamenii sunt ocupați, am florit after school-urile, meditațiile, da, în și... particular. Mă gândesc că în programul acesta de după amiază ar putea fiecare școală să-și organizeze astfel, activitățile astfel încât să lucreze. Bine, în ne întoarcem la ciclul primar și ciclul 2, învățământ, adică simultan, da? Da. Să-și desfășoare cursurile simultan. Păi unde? Că dacă mergem la fiecare clasă, pe ușă vedem clasa a 4B și clasa a 8B. Da, de acord cu dumneavoastră. Asta spuneam mai devreme. Păi, există o posibilitate și sper ca până la sfârșitul mandatului să reușim să facem măcar... Vă admir pentru optimism și pentru gândurile mari. Trebuie să aveți și susținere pentru asta și să vedem. Să vedem. Da, este... Ce ați spus este extrem de interesant. Nu știu, se mai desfășoară undeva în România? Nu cred. Ce să se desfășoare? Învățământul, ciclul 1 și ciclul 2 simultan. Mai sunt. Sunt școli și în Giurgiu în care se desfășoară. De exemplu, vă dau școală gimnazială numărul 3. Desfășoară așa? Tot programul școlar dimineața. Stați puțin, că sunt puțini copii în zona. Păi e vorba de școală. De spațiul disponibil pentru... E vorba... Despre asta vorbesc. De spațiul disponibil. Despre spațiul disponibil. Bine, nu știu dacă... Disponibile ar fi. Da, putem să găsim, sigur că da. Așa să fie. Fiica mea de-abia așteaptă să treacă în clasa 5-a, să nu mai învețe dimineață. Da.
Nu știu, nu n-am înțeles și eu când eram bine, la școală. Bine, tentația aceea preferam cei să mari învață după amiază și e mai cool să fii mare decât să fii mic. Da. Dar mai târziu când ajungi, îți dai seama că e mai bine să fii mic decât să fii mare, da. Și întotdeauna îți lipsește ceea ce da, ce, da. Ceea ce au ceilalți. Cum stăm la capitolul profesori? Avem la capitolul profesor pentru toate. Momentan stăm destul de bine, dar în curând se preconizează o criză a profesorilor de matematică. Când spunem, până ajungem la criza profesorilor de matematică, spunem stăm destul de bine. V-aș întreba cât la sută din cadrele didactice sunt profesori suplinitori? Profesori suplinitori avem în jur de 400 de profesori suplinitori dintr-un număr de 2400 aproximativ de profesori. Da. Asta însemnând cam... Și atunci vă întreb, ne-ați spus, ne-am dat seama, nu mai avem nevoie de procente, vă întreb pe ce disciplină aveți? Nu, pe există, ce discipline? Nu există discipline care au numai suplinitori sau discipline care au... Nu, nici nu am spus asta, dar există profesor suplinitor pentru limba și literatura română? Există profesor suplinitor pentru toate materiile, pentru că există situații în care profesorii se pensionează, iar din urmă nu vin profesori care să le ia locul. Și ce abilități atunci trebuie să dețină cineva să predea matematică la clasă? Păi, în primul rând, trebuie să fie licențiat în matematică pentru a preda la nivelul care este cerut de programa școlară. Licențiat în matematică. Licențiat în matematică. Și suplinitorii noștri sunt licențiați. Unii dintre ei sunt, pentru că sunt suplinitori e o diferență, suplinitor calificat și suplinitor necalificat. Din fericire, în momentul ăsta, în județul Giurgiu, suplinitori necalificați cu studii neconforme cu programa școlară, nu avem decât 40. Și ei, în general, activează în localitățile care sunt în mai izolate din județul Giurgiu, unde nu pot ajunge foarte ușor cei care sunt mai bine pregătiți. Întorcându-ne la ce a spus puțin mai devreme cu criza profesorilor. Da, criza profesorilor de matematică se va observa în curând, pentru că foarte mulți dintre cei care sunt, mai ales în oraș, sunt la pensie, s-au pensionat sau sunt aproape de pensionare. Noi apelăm în continuare... E tot ce ne lipsea. Apelăm în continuare la ei pentru că sunt oameni bine pregătiți, sunt oameni care au experiență în spate și care încă pot face față în programului de lucru și elevilor care sunt din ce în ce mai năzdrăvaneși. Cât de dispuși sunt dascălii în prag de pensionare să continue, să-și continue activitatea? În general, să știți că nu am avut probleme cu cei care sunt în prag de pensionare sau pensionari care activează în învățământ. Ei vin în general cu drag și participă la programul acesta de instruire, educație, dar am avut și probleme, bineînțeles, ca întotdeauna peste tot. Nu e neapărat să spunem că pensionarii au probleme sau... Să știți că am vorbit cu un profesor de matematică și îmi spunea cu mare, mare, mare tristețe peste câțiva ani nu vor mai fi profesori de matematică, da, și de limba română. Între, așa ca, să luăm ca un interval de vârstă între 25 de ani, care reprezintă vârsta unui absolvent proaspăt de facultate de matematică, și 40 de ani, nu sunt decât foarte puțini profesori de matematică. Nu sunt, probabil nu sunt atrași de, sau chiar dacă atrași de această meserie, îi descurajează, revenim la sistem, dar, la... General, cei care sunt absolvenți sunt de plătiți? Matematică sunt absolvenți și de matematică informatică și se orientează către celălalt domeniu, informatica, unde se câștigă foarte bine, spre deosebire de învățământ, ce spuneam, unde da. Câștigurile sunt modeste. Da, și când vine vorba de limba română? La limba română, deocamdată, nu avem probleme. Vom vedea în viitor. Situația asta sau
ce întrezărim așa la orizont, criza acută de profesori de matematică, este extrem de descurajant când am vorbit de ultimii 5 în top, da? Printre ultimii 5, județul Giurgiu. Da, dar să știți că această criză și, în general, problemele de la bacalaureat sunt generate și de subiectele foarte grele din examenele aveți la matematică. Dreptate. Întotdeauna ele ar trebui să fie subiecte de nivel mediu, dar ele sunt în general de mediu spre dificil și atunci avem aceste probleme privind matematica. Păi da, da, corespund nivelului materiei predate. Exact ce am vorbit puțin mai devreme. N-aș spune lucrul ăsta. El adică gradul de dificultate, dar gradul este, de dificultate mai este mai ridicat și în general la liceele tehnologice, acolo unde întotdeauna am avut probleme și sunt probleme, subiectele sunt dificile pentru cei de acolo. Eu am opinia și întotdeauna am susținut lucrul ăsta că ar trebui Ministerul Educației să implementeze sistemul de bacalaureat dual, bacalaureatul profesional și bacalaureatul național, pentru că întotdeauna la fiecare generație rămân foarte mulți elevi absolvenți care nu promovează examenul de bacalaureat și atunci se rostogolește așa ca un bulgăre de zăpadă și în fiecare an se tot adună și în momentul ăsta avem în jur de 300.000, cam așa, la nivel național, de absolvenți care nu au promovat examenul de bacalaureat. Da, exact așa se întâmplă și în Occident. Și atunci, ce vom face cu ei? Pentru că știți că angajatorii dau credit mult mai mare unui absolvent cu diplomă de bacalaureat, da, decât unuia fără examenul de bacalaureat, deși competențele lor, în opinia mea, sunt aceleași. Pentru că ambii sunt absolvenți de liceu cu aceea specializare, sigur. Sigur că da, așa este, dar da, ce spuneți dumneavoastră, iarăși, am ajuns să spun și eu, trebuie să se vrea. Da, deci nu se acest vrea, bacalaureat profesional, nu cred că nu se vrea, cred că încă se fac niște studii. Cred că aveți încă se fac cunoștință. Niște studii, sigur, pentru că trebuie evaluat și impactul care va fi la nivelul acestui segment. Acum ați văzut, fiecare ministru vine cu altă pălărie, altă idee, altă... Simțiți că sistemul de învățământ românesc nu este unul stabil? Da, din momentul în care legile se schimbă cam o dată la 5 ani, 6 ani, ar trebui să luăm și noi exemplul finlandezilor, care acum 30 și ceva de ani au făcut un pact pe educație. Că ați venit la vorba mea, avem nevoie de modele. Avem nevoie de modele și de stabilitate. Și au stabilit că legea învățământului, au lucrat la ea și au lăsat-o timp de 30 de ani în felul acesta care există și acum și a dat rezultate. Da. Pentru că știți și dumneavoastră că stabilitatea generează stabilitate mai departe. Da, eu știu care a fost cel mai stabil și care a dat niște minți pentru că luminate. Acum vrem să spunem și de că tot ați deschis mai devreme discuția despre învățământul comunist. Știți că el o perioadă de 20 și ceva de ani nu a fost schimbat în niciun fel. Vreau să citesc mesajul unui telespectator. Domnule inspector, la școala numărul 10, profesorul de religie nu are un comportament adecvat față de copii și nici față de colegii săi. Vă rog să vă interesați, am o fetiță clasa 1 și cunosc comportamentul său. Vă rog din suflet să vorbiți cu copiii din clasele primare. Poate este profesorul de religie care a fost la clasa fiicei mele și a plecat cu un comportament absolut necorespunzător. Vă promit, îi promit telespectatorului nostru că am să-l abordez pe domnul inspector general, da?
și vă promit și un răspuns. Sunați pe adresa redacției, sunați sau pe adresa mea de Facebook și vă promit răspuns la solicitarea dumneavoastră, pentru că dezaprob aceste comportamente. Nu este un caz singular. Am auzit și în alte școli. Bine, să știți că acum s-a făcut și foarte multă vâlvă cu această materie religie. Este religie. Un caz cu materia religie. Cu materia religie. Și acum nu trebuie să generalizăm. Nu. Omul un vine fapt particular. Cu subiect și predicat și spune. Și iată, vă îndeamnă să discutați și cu nu e nicio problemă și foarte bine că ne-a semnalat lucrul ăsta, da. pentru că mărturisesc că și eu m-am confruntat cu astfel de probleme, cu un profesor de religie, un preot. Nu, dar dacă care avea o atitudine ce n-avea nicio legătură cu cea unei fețe bisericești. Nu. Din potrivă. Da, să trecem peste... Să trecem, da, nu eu trecem. Eu îi promit da. Telespectatorului că voi avea o discuție cu domnul profesor și vom rezolva această problemă. Da, iată, să veniți să vorbiți cu copiii din clasele primare. Nu vorbiți doar cu profesor. Este o rugăminte, dacă doriți, din partea unui părinte. Pentru că și eu m-am confruntat cu astfel de probleme, cu astfel de profesori care găsesc potrivit să lovească un elev, să îl jignească, să îl umilească și să îl defavorizeze, da? Sau să condiționeze actul de învățământ, nu sunt tolerabile de meditații particulare. Nostru. Sunt cazuri, să știți că și părinții vor își vor schimba atitudinea, pentru că există o obediență a părinților, cu tot respectul pentru dascălii noștri, pentru efortul pe care îl fac, să recunoaștem că fiecare sistem are și uscăturile sale și condamn inevitabil. Și acum, fiind că telespectatorul nostru a adus vorba, bine, aveam în atenție să discutăm nu neapărat despre ce s-a întâmplat la Cluj, mie mi se pare aberant. Învățătoarea respectivă n-ar trebui să mai profeseze, nu are ce căuta acolo. Oricum, din ce știu așa, din informațiile pe care le am, la Cluj profesoara respectivă a fost suspendată temporar din funcție până la definitivarea cercetării disciplinare, iar și psihiatrice, după, sper. Dacă se impune, probabil că așa va fi, iar după finalizarea acestei cercetări se vor lua măsurile legale care se impun. Da. Pe copilul respectiv nu știu cine îl mai repară. Da, este adevărat, dar așa cum știți și dumneavoastră, bănuiesc că părinții au avut niște semnale, pentru că altfel nu ar fi pus acel reportofon în ghiozdan. Iată, și da. Au sesizat probabil din timp, astfel încât probabil că nu știu câți au înțeles pe termen lung. Nu știu câți au înțeles ce s-a întâmplat acolo. Nu știu câți au înțeles, domnule inspector general, ce s-a întâmplat acolo. Părinții care au pus copilului în ghiozdanel aparatul care a înregistrat au bănuit, pentru că a primit, inclusiv copilul lor a primit acest tratament. Dar iată, comportamentul nu era îndreptat neapărat către copilul respectiv, nu, care fusese abuzat emoțional. Probabil și către că avuseseră niște semnale de la copilul lor, pentru că există părinți care comunică foarte mult cu copiilor și atunci au semnale vis-a-vis de asemenea situații, dar sunt și părinți care nu comunică deloc cu copiilor. Altcineva spune, la școala numărul 4, la clasa 6B, profesorul de tehnologie, opțional, vorbește urât și umilește copiii. Întrebați, vă rog, luați măsuri. Iată. Sigur, mi-am notat și lucrul ăsta. Da, și eu mi le notez, domnule inspector general, și îi rog și pe telespectatorii care au trimis, chiar nu le cer să își decline identitatea, pentru că îi înțeleg. Îi înțeleg. Ați văzut cum eu sunt deschis la linșat părintele care... Nu e cazul la noi și vreau să spun așa. Părinte
părinții care au astfel de probleme să vină cu încredere la inspectoratul școlar, pentru că ușa mea este deschisă pentru oricine și dumneavoastră știți lucrul ăsta. Da, asta pot să le spun și eu telespectatorilor noștri. Întotdeauna lucrurile care sunt de genul ăsta vor fi rezolvate în cel mai mult, în cel mai scurt timp și cu cea mai multă considerație. Da, și eu le spun telespectatorilor care ne-au trimis mesajele că ar trebui să meargă acum poate au urmărit ce s-a întâmplat la Cluj când părintele respectiv a fost pus la zid. Noi nu dormim și dacă ați observat abuzuri îndreptate către copiii dumneavoastră, cel puțin la TV Giurgiu nu se doarme și vom lua atitudine către aceste atitudini, vom lua atitudine față de aceste abuzuri și mai mult de atât, domnul inspector general este foarte deschis, a fost întotdeauna și sunt sigură că va păstra și o discreție pe care vă doriți, pentru că există un fenomen, sunt părinții care așa formează o coaliție împotriva, că să nu o supărăm pe doamna. Da. Că să nu îl supărăm pe domnul. Bine, nu știu adică, dacă la noi în oraș sau există o asemenea eu vă spun că există. Nu m-am întâlnit cu ea, acum cer scuze. Eu vă dacă spun că n-am există. Întâlnit asemenea manifestări. Iată, mai facem emisiuni, domnule inspector general, și vă spun, este un exercițiu de curaj pentru părinții, pentru părinții care observă astfel de probleme. E foarte bine că ei, părinții, semnalează asemenea lucruri care, în opinia lor, nu sunt... Dar vă rog, aplicați-vă către copii. Sigur. Către, nu știu, inițiați anchete în astfel. Chiar dacă se simt singuri în lupta lor acești părinți, este bine să aibă reacții, pentru că nu vrem să ajungem acolo, să ajungem într-o situație similară celei de la Cluj. Le mulțumesc telespectatorilor noștri că au încredere, așa cum au avut mereu. Da, așa cum am mai spus și în emisiunile celelalte când am fost la dumneavoastră și când m-ați întrebat de proiectele pe care le am, știți că v-am spus că urmăresc ca la fiecare școală să fie o asociație a părinților care să aibă o reprezentare largă în rândul părinților din fiecare școală și în felul ăsta să aibă informații din interiorul școlii, să vorbească cu profesorii, să vadă ce se întâmplă și astfel să comunice și să rezolve problemele care apar. Da. Am reușit să facem și chiar zilele trecute s-au întâlnit mai multe asociații de părinți din orașul Giurgiu pentru a constitui Federația Asociațiilor de Părinți din județul Giurgiu. Da, fac lucruri asociațiile de părinți și eu fac parte din colegiul director al unei asociații de părinți, nu am spus asta, da. Sunt utile. Sunt utile, dar să știți că foarte greu se constituie aceste asociații. Părinții sunt ocupați, nu știu. Sunt foarte ocupați, dar da. Ar trebui să Într-un se gândească... Într-un oraș de șomeri nu, sunt foarte ocupați. Ar trebui să se gândească părinții că cea mai bună investiție și pe termenul cel mai lung... Este în copilul sau? Investiția în copil. Și atunci... Așa este. Ar trebui să acționeze în consecință. Da, dar... iată, avem aceste două mesaje. Vă întreb... atâta timp cât dumneavoastră ați ocupat funcția de inspector general sau inspector general adjunct, ați primit astfel de sesizări? Am primit sesizări, nu așa de genul ăsta, dar diverse probleme, pentru că sistemul acesta, gândiți-vă că este foarte mare. Vorbim de aproape 3.000 de angajați care sunt răspândiți în fiecare comună, în fiecare sătuc din județul ăsta și vă dați seama că nu au cum să nu existe probleme. Ce poziție aveți față de dacă se adeverește? Dacă se adeverește, dar eu înclin să îi cred pe telespectatorii mei, dacă profesorul de tehnologie sau profesorul de religie într-adevăr are un astfel de comportament? Ei vor fi sancționați cu siguranță în urma unei cercetări disciplinare dacă se dovedește că au procedat în felul ăsta. Dacă au astfel de comportamente, credeți că există, nu știu, există măsuri luate gradual? Există măsuri luate gradual, ele pot merge până la desfacerea contractului de muncă.
de la un avertisment, reținere din salariu și desfacerea contractului de muncă. Da. Dar aceste sancțiuni se iau numai în urma unor cercetări disciplinare în care se va dovedi sau nu se va dovedi că ceea ce a fost reclamat este sau nu este conform cu realitatea. Da. În contextul celor discutate acum, vă întreb, pentru că mai mult decât orice sunteți cadru didactic și unul iubit de elevi. Însă știți cum? Și elevii sunt acum eu știm, spun că mai ales generația. Nu, dar fiecare este o individualitate și atunci fiecare trebuie tratat așa cum trebuie, astfel încât el să și profesorii sunt și ei oameni. Da, e adevărat. Ajungi la un moment dat încât ca și profesor să ai astfel de reacții? Nu, să simți să te comporți așa? Nu, pentru că nu este justificat. Dacă îți plac copiii și dacă îți place munca pe care o faci, n-ajungi niciodată la manifestări de genul acesta, pentru că există o plăcere în meseria asta și dacă ajungi să te manifesti în felul ăsta, înseamnă că trebuie să faci altceva. Iată, cineva spune la grădinița Scufița Roșie, doamna, nu știu să-i dau numele, spune că a făcut și plângere. N-am să dau numele, îl rog pe telespectatorul care mi-a scris acest mesaj să-l rescrie, să se semneze și să spună când a făcut această plângere. Spune că o doamnă educatoare bate copiii. Am făcut plângere, dar nu s-a rezolvat nimic. A trebuit să mutăm copiii la alte grădinițe. Vă invit să intrați în direct dacă n-am să vă cer să vă dezvăluiți identitatea. Iată. Cum să lovești un copil la grădiniță? Depinde unde a făcut plângere. Grădinița Scufița Roșie. Îl rog pe telespectatorul sau telespectatoarea noastră să intre în direct și, da, mai ales dacă și-a mutat copilul de lângă doamna respectivă. E regretabil dacă se întâmplă așa ceva și v-am spus. Să lovești un copil de grădiniță, domnule inspector general? Nu mai general. Un copil de grădiniță. Nu e permis să lovești un copil. Un copil. De nicio vârstă. Da. Pentru că ar trebui să te gândești din perspectiva părintelui. Până la urmă, dacă stau să mă gândesc, nu știu, corecția asta fizică pe care o aplică specia asta. Din alte vremuri, corecția fizică. Asta e o specie aparte, nu înțeleg. Dar există și alte tipuri de abuz. Abuz emoțional, iată. Copiii sunt schilodiți, sufletește. Mai ales, dincolo de faptul că sunteți inspector general, sunteți părinte și aveți un băiețel. Da, sigur. Bineînțeles că nici eu, ca și dumneavoastră și ca și telespectatorii noștri, nu te simți confortabil în momentul în care auzi asemenea lucruri. Doar auzi. Dar să le mai și trăiești. Da. Sper să nu trăiesc pentru că nu mai răspunde ceea ce fac. Avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara! Mai tare, vă rog, și regia, dacă se poate. Bună seara. Da. Alo. Da. M-auziți? Da, vă aud mai bine, vă rog. Sunt respectoare că v-ați trimis mesajul cu grădinița. Vă rog, da. Nu știu dacă dumnealui a fost acum 2 ani inspector la grădinița Scufița Roșie. Nu era domnul. Dar în continuare, la această grădiniță sunt maltratați copiii. Eu, fetița mea, am mutat-o și în același grup au mai fost și alți copii. În continuare și anul trecut au fost maltratați copiii și alți părinți i-am luat și ne-am întâlnit întâmplător la școli și i-am comunicat. Din acea credință foarte mulți copii pleacă, bătuți și maltratați de doamna, ca să spun numele dacă vreți. Cine? Despre cine este vorba? De doamna Bonteanu. Așa? Care la ora de culcare sunt lăsați singuri în camere, trebuie să doarmă singuri, iar dumnealor ies pe hol și fumează sau la bucătărie. Dumneavoastră ați putea să demonstrați, puteți să demonstrați ceea ce spuneți acum? Da, pentru că acum 2 ani eu am făcut o plângere, iar la scurt timp a fost schimbată femeia, una dintre femeile de serviciu, era sobele făcute, iar la ora 9 de-abia s-a prindea focul. Gândiți-vă că sunt copii care ajung la ora 7. Ce fac cu un copil?
Cum poți să bați un copil de 3-4 ani și să-i dai cu palma la fund, lăsându-l singur, că el se joacă în pătuți, practic? Să-l bați și să-i spui că de ce nu se culcă. Doamnă, unde ați făcut această plângere? Către inspectorul? La inspectorat? Da? Așa. Aveți un număr de înregistrare? Păi vă dați ca seama că fetița mea este clasa 0, de exemplu, acum și nu mai... A trebuit să-mi o mut la, cu program normal la grădința numărul 3, iar alți părinți ne-a mutat la grădinița de la Cortojani. Da. În acea perioadă sunt foarte multe plângeri. Și în continuare avem colegi la clasa 0 care suntem acum, că întâmplător și anul trecut au plecat. Nu, dar, doamnă, eu vreau să vă spun... Dacă îmi dați un minut, da, vă rog, să solicitați la sfârșitul anului școlar părinții care au fost mulțumiți de un anumit cadru didactic să semneze. Dacă nu suntem mulțumiți, nu semnăm. Acest lucru se poate face și la școli. Da, interesantă propunere. La final, adică niște recenzii la final de an școlar. Atunci vedem care este. Sunt numerele școli sunt profuri, la exemplu, la ora de religie. Cumpărăm cărțile de religie. De ce? Suntem obligați să cumpărăm cărțile de religie. Înțeleg că clasele 1-4 ar trebui, avem nevoie de religie, dar clasele de 5-8, copiii nu mai sunt cum am fost noi pe timpuri, ar trebui să aveți un șah, ar trebui alte sporturi să facem sau alte activități să îndrumăm copiii. Copiii sunt foarte, nu mai sunt cum am fost noi generația Ceaușescu, cum ni se spune. Domnul inspector general vrea să vă transmită ceva, vă rog să nu închideți. Eu, așa cum vă spun dumneavoastră acum, le spun tuturor celor care se uită acum la emisiunea aceasta și în cazul în care există asemenea probleme ca dumneavoastră, bine, ea a fost acum 2 ani, dar dacă mai există așa ceva, eu îi aștept, sunt în fiecare zi la inspectoratul școlar, îi aștept să vină și indiferent de oră îi primesc orice ar fi. Adică ușa este deschisă, ei pot veni la mine și să-mi spună, să-mi aducă la cunoștință asemenea lucruri, pentru că așa ceva nu este tolerabil și nu este normal și nu este nici omenește. Doamna, ați avut copilașul la grădiniță? Da, acum 2 ani de zile. Și venea și vă povestea acasă? Cum ați aflat? Da, pentru că la ora de culcare era lăsată singur. Fiecare trebuie să doarmă. Fetele într-o parte, băieții separați. Ei se jucau fiind lăsat singur. M-am dus dimineața la prânz să văd ce mănâncă. Copiii dacă mâncau, erau bine. Dacă nu, nu îi îndrumau. Pur și simplu de multe ori le-am găsit în bucătărie sau în birou, respectând la cafele și fumând. Copiii erau nesupravegheți. Ia auziți, domnule inspector general, faceți o vizită. Duceți-vă... la... Bine, acum vor afla de emisiunea din această seară, poate se și uită. Asta ar fi o idee bună la sfârșitul sau la fiecare semestru. Părinții, dacă suntem mulțumiți, că copiii mai mici, mai mari, dacă suntem mulțumiți de cadrule, să le dăm fără nume, ca să nu fim, că sunt multe persoane care dacă dăm nume, afectează copilul. Păi ce ar fi să... bine, și vedeți atunci fiecare care își sunt meritele. Unul muncește mai mult, unul mai puțin. Așa este, este o idee bună și susțin ideea doamnei în măsura în care se poate, domnule inspector general, pentru că din câte cunosc eu, cadrele didactice luptă foarte mult pentru acel portofoliu. Să facem excursie, să facem nu știu ce acțiune, să facem... Ar trebui, din punctul meu de vedere... Eu zic să nu generalizăm. Nu, dar... Foarte mulți fac activitățile extrașcolare și extracurriculare, nu pentru portofoliu și nu pentru absolut nimic, ci doar pentru copii. Pentru copii. E adevărat. Așa. E posibil să existe și persoane care fac lucrul ăsta pentru portofoliu, dar... Nu, dar n-am generalizat. Nu generalizăm. De exemplu, doamna care o avem noi la grupa 0 este o doamnă extraordinară. Dar nu toți, din cadrul învățământului, merită aceeași sarcini. Știm destul de bine asta. 80% să zicem. Că da, iar 20% îmi pare rău să vă spun cadrele didactice, nu își merită scaunul. Doamna a spus că acest lucru, semnătura despre care a făcut vorbire dânsa, ce vrea să spună doamna, să la sfârșitul anului școlar, da? Sau la sfârșitul fiecărui semestru se pare... facă o apreciere a cadrului didactic în funcție de activitate și de rezultatele pe care le-a realizat. Astfel încât să nu existe nicio părere aveți? E o idee bună.
Da, și mie îmi place ideea doamnei. Dacă aveți ceva de spus... Ca să nu se adresăm copilului, să-i facem prejudecăți, că știm destul de bine, pentru că sunt unele cadre didactice, că aflând, îi poate dăuna copilului. Fără discuție, așa este. Mulțumesc frumos pentru telefon. Mulțumesc frumos și multe emisiuni și vă urmărim cu drag. Mulțumesc frumos. Iată, are dreptate. Pentru că, știți cum... Suntem exact în această etapă în care măcar printr-o semnătură să ne exprimăm undeva, unde avem două variante, da sau nu. Dacă sesizările, iată, nu sunt luate în seamă, eu înclin să-i dau dreptate doamnei, da, și să acord credit, doamna a spus că a făcut înțeles, da, plângere, nu, către spus, inspectorat. Doamna, ce răspuns a primit de la inspectorat dacă a făcut o plângere? Pentru că nu s-a luat nicio măsură. Obligat să-i răspundă, să-i spună ce s-a întâmplat. Nu s-a luat, să revină cu un mesaj să ne spună ce răspuns a primit. Da, și iată, puteți să întindeți o mână, să vină să vă caute și să poate găsiți această plângere pe care a făcut-o. Sigur, așa, și repet, o arhivă. Aștept să vină la mine și să spună despre ce e vorba. Da. Nu va fi nicio problemă din punctul meu de vedere, o voi asculta și vom lua măsurile care se impun. În școli, încă ceva aș fi vrut să vă întreb, psihologii din școli. Da, din păcate... Cum stăm la acest capitol? Pentru nu că... stăm bine deloc și mai ales că nu există decât doar în câteva școli cabinete psihopedagogice la care elevii pot merge și obține... Merg ei așa că vor? Nu, sau ei în general merg pentru că li se fac recomandări, da, să meargă la psiholog pentru... Neapărat. Și trebuie să facem o diferență foarte clară, pentru că întotdeauna există o confuzie între psiholog și psihiatru. Psihologul este un om care ajută copilul să treacă peste anumite probleme, psihiatrul tratează boli ale minții. Da, fiindcă am spus de psiholog, psihologul e binevenit în orice școală. Sigur, dar eu i-a zice altfel, eu l-aș denumi altfel, i-a spune consilier, pentru că e... Da. Consilier și am aici un pliant. Vorbim despre un proiect. Am să vă las pe dumneavoastră să dezvoltați Insert împreună pentru o societate inclusivă. Da? Da. Îl rog pe colegul meu de la cameră. Proiectul acesta se adresează în general persoanelor care au terminat, au absolvit școala, dar de aici mi-a venit ideea și m-am gândit că un proiect de-al meu, nu am ținut cont că el se adresează doar persoanelor care au absolvit cursurile, să se adreseze învățământului gimnazial și să se numească consilier privind evoluția ulterioară sau privind cariera. Vă întrerup puțin. Dumneavoastră mi-ați vorbit despre acest proiect. Le spun telespectatorilor noștri că este o idee extraordinară, pentru că îmi amintesc și îmi amintesc cu drag de dirigintele meu din liceu, care de când am intrat în clasa a noua, a început să-și noteze despre fiecare în parte ce abilități avem, ce discipline, nu știu. Da, este adevărat. Așa, fiecare astfel încât să știm la ce facultăți să mergem. Are și... o fișă psihopedagogică privind evoluția elevului la școală, dar un consilier privind cariera poate concentra toate aceste observații ale profesorilor diriginți și din discuțiile pe care le are cu elevii, cu părinții acestora, cu profesorii clasei, să poată să consilieze părinții privind cariera elevului și așa, ca îndrumare către cele liceu ar putea să meargă el la absolvirea ciclului gimnazial. Da, e foarte, foarte interesant și știți și dumneavoastră, fiecare copilaș, fiecare elev se îndreaptă cu drag către ceva extrașcolar. Fiecare ar fi ceva are aspirații, fiecare are hobby-uri, fiecare are preocupări.
care mai devreme sau mai târziu pot deveni o meserie. Și în felul ăsta ei să meargă către ce le place și să facă cu drag o meserie nu neapărat impusă, pentru până că așa la urmă... cum știți, părinții în general decid traseul profesional al copilului și este posibil la un moment dat să știți că greșesc de multe ori părinții. Să greșească, pentru că ei își doresc foarte mult anumite lucruri pentru care copiii sau în general... induc copiilor... Da, în general nu au aptitudinile și abilitățile necesare pentru ce vor părinții. De multe ori. Da, acest consilier nu doar că ar identifica potențialul copilului, ci l-ar și consilia, l-ar îndrepta discret. Discret, l-ar determina da, să-și dorească mai, ceea ce mai multe se relații cu părinții, mai multe relații cu părinții, pentru că părinții au un rol definitoriu în evoluția copilului și atunci consilierul îi poate consilia și îndrepta către direcția... Și cum ar acționa acest consilier, domnule inspector? În primul rând, prin observație, observația copilului, prin discuții cu copilul. La cerere sau... Nu, el trebuie să acționeze în general la nivelul școlii pentru adică toți copiii. Să aibă un program bine pus la punct, e greu, este adevărat. Să întocmească o fișă, să comunice să discute cu învățătorul, cu copiii, profesorul. Cu profesorii, cu... Da, ar implica, dar mi se pare foarte interesant pentru că ar angrena toate segmentele din sistemul de educație, profesorul... În alte țări să știți că există copilul, și părintele și funcționează. Până la... Da. Există, da, mi se pare foarte, foarte util și ce șanse sunt să avem consilieri în școli. Eu sunt optimist. Da? Bine, am observat că sunteți foarte optimist. Adevărul este că la cum ați găsit învățământul, cum ați preluat frâiele, un pesimist n-ar avea nicio șansă. Eu vă doresc succes. Am ajuns, din mulțumesc, păcate, la finalul emisiunii. Vă reamintesc. La școala numărul 10, profesorul de religie nu are un comportament adecvat față de copii și nici față de colegii săi. Iată, față de... La școala numărul 4 mi-am notat clasa 6B, profesorul de tehnologie opțională. La grădința Scufița Roșie. La grădința. Și doamna a revenit cu un mesaj, a spus, nu a primit niciun răspuns, doar s-a schimbat femeia de serviciu pe care au mutat-o la grădinița de la Cartojan. Se poate verifica. Sigur. Vă mulțumesc pentru prezența în platou, vă mai aștept. Avem multe de discutat, iată, am dezvoltat latura mai sensibilă. Da, sufletul copilului. Iată, sunt copii care sunt... Bine, părinți cred care... Cred că în seara asta au fost cei mai curajoși, probabil că... Vă îi încurajez și eu pe telespectator să semnaleze pe pagina mea de Facebook, pe pagina emisiunii, pe pagina emisiunii Audiența, de ce nu? Există căi de comunicare și vă promit că voi aduce în atenția domnului inspector general. Cel mai bine este să mergeți dumneavoastră, să deschideți ușa, să sesizați în scris. Nu, doar trebuie să vină ușa deschisă, să știți. Da, tot nu, timpul. Să deschidă... Cine a fost la mine la inspectorat știe că eu stau există cu ușa deschisă. Există o parte la inspectorat, nu, acolo. Da, n-am zis de ușa dumneavoastră, ca să destindem atmosfera. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Vom mai discuta despre învățământ, doamnelor și domnilor. Vom discuta despre învățământul rural, pentru că de multe ori copilașii de la oraș au fost eclipsați de copilașii de la țară și deopotrivă cadrele în povestirile scriitorilor noștri se vorbește de domnul Trandafir. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă mulțumesc pentru încredere, noi ne revedem luni la Audiența, o ediție cu totul și cu totul specială. Vă aștept așadar, până atunci rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!